Salut, venit și bun venit la un episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Suntem pe seria noastră frumoasă de single player pe Baltic Sea și soia e aproape de ultimul final la creștere. Ia uite, mai avem un picuț, trebuie să o fertilizez un picuț, de asta nu am mai dat timpul, sunt pe 0 în momentul de față. Hai să-i dăm și noi totuși pe 1, să nu fim totuși pe 0. Este dimineața, este puțin înorat, avem ca și timp ora 8 și pe ăsta, ce avem noi aici? Avem tot soia, nu? Da, se pare că și textura de soia, wow, ok. Nu știu dacă îmi place neapărat textura asta de soia pe Baltic Sea, eram obișnuit cu alta de până acum. Așa, știți progresele pe care le-am făcut aici în episodul trecut și de asemenea aici am terminat de arat pe tot terenul. Acum, ce trebuie să noi să facem este să fertilizăm. Și m-am gândit că ar fi foarte frumos ca pentru seria asta, dacă tot harta e un picuț mai restrânsă, mai mică ca Slovak Village, adică seria noastră trecută, să nu mai apelăm la acele puncte de reîncărcare cu fertilizatori, erbicid și semințe. Și de asemenea, să ne complicăm un picuț și să le aducem de la magazin. Le aducem de la magazin, luăm și noi un forklift, luăm un, nu știu, front loader, ce skid steer, telehandler, ce găsim și noi, încărcăm paleții și aducem aici. Am deja doi, nu știu dacă sunt de fertilizator, ce avem aici? Herbicid. Așa, tatile, stai să punem herbicidul cu alea așa. Hap! Stai că nu l-am selectat cum trebuie. O fi pe față ăsta? A, pe față era. Așa, să luăm fertilizatorul de aici și să-mi fac un stoc cum ar veni, știi, cu ambele. Și cu fertilizator și cu semințe și cu de toate să facem aici un stoc. Poate luăm, foarte bună idee, poate luăm acel... Aveam noi odată pe Slovac un sertar, să zic așa, în care puneam paleții de semințe, fertilizator și erbicid și după aia scoteam de acolo de toate și am putea să facem un drum până la magazin și să ne umplem cu treaba asta. Și cred că ne-ar introduce din nou un mecanism al jocului la care noi am renunțat, pentru că acele stații de reîncărcare, fix asta îți fac, îți fac viața mai ușoară și din punctul meu de vedere ți-o fac prea ușoară. Așa că nu știu sigur dacă se merită, aș vrea totuși să intrăm mai în detaliu în agricultură și să facem procesele astea. Pare că astea fac parte din experiență. Nu vreau să simplificăm atât de mult. Bineînțeles că pe Slovac aveam altă situație, pentru că pe Slovac aveam foarte multe fabrici, terenurile erau mult mai mari, așa că trebuia să avem un altfel de întreținere. Aveam două hardiuri pentru numele lui Sfântul Petru, deci vă dați seama că acolo trebuia neapărat să avem niște puncte de reîncărcare. Dacă eu trebuia să aduc de fiecare dată paleți, deci vă dați seama că mi-ar fi luat extraordinar de mult. Așa, mă, hai să vedem un pic. Deci se pare că eu am partea asta de făcut. Vreau să știu dacă se pune... Deci se pare că căcam de aici. Ok, sunt curios dacă se și pune la fertilizator. Hai să și verificăm totodată. Da, se pune. Deci, holy shit, o să trebuiască să facem chestia asta. Alrighty, nu prea îndrăznesc să-i dau automat. Ia, hai să încercăm totuși. Îi dau un hășuleanu, ia. Suntem pe H acum, deci singurel ar trebui să funcționeze. Du-te, domnule, du-te și aici să se întoarcă. Să vedem. Așa, mai avem câteva colțulețe pe aici pe care eu le-am omis cu erbicidul, dar am zis că, bă, suprafețele astea sunt neglijabile pentru că sunt prea micuțe zonele pentru a-mi cauza mie probleme. Aoleu, stai un pic că deja avem probleme la ăsta. Deci nu merge pe H, acum văd și eu. Alrighty. Deci tot manual trebuie să facem sau putem să angajăm, bineînțeles, Corspriu să-și facă treaba fix cum am făcut până acum cu aratul, semănatul și chiar și erbicidatul, după cum bine ați văzut. Cum vedeți la colțuri că nu sunt făcute, știți că am folosit Corspriu, deci logic, și o să folosesc în seria asta foarte mult Corspriu din cauza că am impresia că terenurile nu sunt foarte, foarte bine create ca să funcționeze cu lucrător automat. Și încă un motiv mai e și ăsta, și anume, pe lângă teren nu avem un spațiu foarte mare de întors. În unele zone nu avem spațiu deloc, nemaioc, ciuci, nimic, canci, deci zero barat. Cum avem, de exemplu, în față cu alea așa, pe dreapta, cu multitudinea asta de copaci care sunt fix până în soia. Păi eu cum să întorc? Uite, abia merg să nu dau cu brațul ăsta la sprayer în copaci, dar minte să mai și întorc. Deci clar Corspriu pe circulară este salvarea noastră pe această hărțuleană. Așa, mergem în față. Mai avem aici ceva de făcut. Mai avem. Așa, oare dacă îi dau un H de acum o merge? Ia, mai încercăm, eu îmi forțez norocul. Uneori nu merge pe o latură, dar merge pe cealaltă. E o chestie de asta. Așa, eu am aici
un trailer de header de combină pe care l-am de ceva vreme și nu-l mai folosesc, așa că vreau să-l vând dacă-l și găsesc. Iau de la aici, 3700 am luat pe, am luat pe el, a, e în regulă. Merge decât deloc, mergic. Acum, hai să pornim aici al lui Dace, pentru că cu ea vreau să aducem de la magazin fertilizatorul, semințele și așa mai departe. Așa că ne îndreptăm către Liu magazin, îi dăm blanao. A, și stai așa, cât suntem noi plecați aici la magazin, la piață, hai să angajăm pe un nene ca să ne și recolteze, zic eu, pentru că am deja un teren aici pregătit pentru o recoltă. A, și asta este terenul 2, dacă nu mă înșel eu. Și eu am aici terenul 2. Apăsăm tasta delete și facem un curs. Hai să vedem, avem fieldwork prima dată. Îi dăm course generation, îi dăm pe 2, îi dăm pe rotund, avem 7,6 metri lățime și dăm, bineînțeles, circulară mare. Așa, generate field course, hai să vedem dacă și ni l-a și genera cum trebuie. Are intrarea ciudată, dar dacă funcționează e în regulă. Ok, hai să-l punem în partea asta, uite așa. Să se ducă el singur. Elus, aici, next closest waypoint, voi alege first waypoint și dăm drive a course. Aia facem. Așa, tatăle. Și ca să nu descarce o combina, hai să încercăm să punem pe unul automat. Să punem pe unul automat totuși să vedem dacă funcționește treaba. Mă, ar fi o chestie. L-am putea chiar pune pe ăsta. Asta este o nouă remorcă pe care am cumpărat-o în episodul trecut și vreau să o testez. Este prima dată când jucăm cu ea. De fapt, nu am cumpărat-o. Este închiriată. Este în teste în momentul de față. Așa, tatăle, hai să vedem că se descurcă ăsta aici. Prima dată dăm la combină. Dăm aici combi, empty, combine, end of load, transport load to start. Nu, băgăm asta pentru că vreau și offload-ul. Și o să trebuiască să facem chiar un punct de descărcare. Păi hai să fie ăsta maximul cu alea, fii atent. Pe asta trebuie să o fac circulară, așa că o facem de aici, fii atent. Pac! Am făcut-o circulară, o să merg în față. Aaa, știu și unde să descarc, fiți atenți. Știu și unde să descarc. Mergem tot în față. Aici sper că nu voi da de trafic. Am traficul activ, așa că de asta merg cu speranța în sânge. Așa, tatăle. Aici e foarte, bă, da, foarte înghesuit totul. Ok, se pare că nu am cum să fac la stânga. Așa că mergem la dreapta. Fii atent. Facem o circulară de asta. Uite așa. Folosim fendul ca și giratoriu. Vai, deci aici dacă vrei să automatizezi ceva pe harta asta, pe Baltic Sea, nu poți. Simplu vă spun că nu poți. Așa, știu că se ia și viteza, așa că voi merge foarte, foarte încet. Așa, aici punem punctul de unload și dăm aici, ăsta e, da? Set unload point. Da, da, dacă îi dau unload point, se va opri. Așa că nu-i voi da unload point, voi merge foarte încet, că îl va lua el automat. Așa funcționează courseplay-ul. Foarte ciudat din punctul meu de vedere. Mergem pe aici. Doamne, doamne, cât a circuit am făcut pe aici. Ok. Sunt tare curios. Deci dacă merge chestia asta, am o freaking genius. Deși n-am cea mai mare încredere în mine, sincer, acum. Ok, ăsta e terenul meu, ăsta nu e terenul meu. Pot să merg complet în față, după care completez circuitul venind din partea cealaltă. Alrighty. Oh, doamne. Taci că era solie treaba. La cât avem combina? La 20 și... perfect, 26%. Fertilizatorul încă merge. Surprinzător, mă așteptam să se fie oprit până acum. Superb, nici nu plănuiam să fac atât de multe progrese. Dar lucrătorii automați chiar funcționează, văd. Așa, până să dăm de start, mă voi opri. Hai încă una, atât. Îi dăm un stop, hop. Și aici facem așa, drive course, start course. Ok, la combina, îi dăm manuală. Search combine on field. Nu știu dacă e asta. Pot să-i fac așa, field 28. 1, 2. Păi noi avem pe 2. Sau bifăm. Ok, avem interfața un pic schimbată, pentru că sunt pe ultima variantă de course play și cred că dacă o bifez ar funcționa foarte bine, zic eu. Ok, îi dau un drive course. Acum el e la 0, adică nu e încărcat cu nimic, n-ar trebui să se ducă niciunde. Poate testează cursul, mă. Nu știu exact unde se duce. N-am nici mai fac idee.
Da, interesant de văzut oricum. Ia să vedem aici, nu avem setări. Asta e clar combina. Am vreo eroare? Se pare că nu. Oh, traffic collision prevention will not work. Well, shit. E posibil, fiți atenți, e posibil ca asta să fie o eroare acum. E foarte posibil. Dacă merge tot în față, dar se pare că ia curba. Deci ne face runda. Că acum am schimbat chiar și viteza. Viteza maximă o putem mări. Am pus-o la 63. Hai că e prea mult, mi se pare. Hai să ajungem la 30 ceva. Și se pare că urmează drumul. Acum trebuie să o ia în dreapta și să facă giratoriu. Corect? Corect. Wow! Și nu mă așteptam să meargă, boss. Chiar nu mă așteptam să meargă. Ce tare! N-a că funcționește. Ok, mamă, dacă reușește să și intre la punctul de descărcare, ar fi genial. Tașcă. Da, acum trebuie să încetinească un pic. Yo, dai cu frână! Aici a încetinit un pic, ok. Ok, în regulă. Până acum tot o bine. Ok. Și sper că se va opri când va ajunge sus ca să aștepte să se încarce combina. Bă, până acum totul bine și frumos. Perfect. Hai să ne teleportăm noi în Dacia noastră. Se pare că ăsta s-a oprit. Ce mai avem aici? Hai să facem noi parcela asta. Ferraria să fie de parcelă, că tot manual trebuie să faci anumite lucruri. Hai să-i dăm aici cu startul ca să facem și porțiunea asta. Și fac parcela asta pentru că e un pic cam măricică pentru a o neglija și mai scoatem de aici niște soia. Totodată sunt cu ochii pe fend. Îl am acolo în vizor, la distanță. Și sunt curios dacă se oprește când face acum rondo. Nu știu dacă voi îl vedeți pe cameră. Este fix. Uite la aici. Ia uite. Ha, e de cum vine. Îl vezi? Ia uite. Hai ce mă joc cu mouse-ul lor. A, se oprește. Gata mă, s-a oprit. Deci așa pe ca combina să fie la 100%. Sau la 90% mi se pare că pleacă. Ceva de genul ăsta. Deci în momentul de față combina 65. Deci în curând, ia ca până plecăm noi la magazin, o să și vedem cum va descărca combina singurel. Se pare că combina se oprește un pic. Să nu spui că dă în fend. Am crezut că dă în fend. De aici așa părea. Ok. Hai că au trecut unul pe lângă celălalt. Perfect. Bun. Acum, hai să începem rapid aici și să luăm, bineînțeles, semințe prima dată, pentru că astea sunt cele mai importante. Și dacă dăm click așa... Avem 3, avem 4, nu știu, o să iau foarte, foarte multe, nu știu exact cu ce remorcă le voi aduce, dar le voi aduce cu vreo remorcă. Păstea, fiindcă sunt atât de multe, cred că o să optez pentru o remorcă cu auto-load. Așa, ia să vedem aici, cred că ar fi cazul să o luăm la dreapta și să ne întoarcem. Hai mă, salvează astăzi, of, doamne, încet mergi. Doamne, mor cu calculatorul ăsta, că merge el de încet. Mor! Așa, și acum o facem la dreapta și mai scoatem două drumuri de-astea și cam aia a fost. Hai că și văd pe unde am fertilizat. Ce frumos. Ce frumos, bă, băiatule. Așa, vreau eu ca să schimb setup-ul ăsta pe care l-am pentru erbicidat slash fertilizat. Și anume, ok, tași că avem aici o situație, ne-a crescut soia pe anumite porți. Și vreau să schimb merțanul ăsta în betracu, știi? Dar cred că deocamdată o să-l mai folosim, din cauza că financiar nu-mi permit să upgradez. Și până nu-mi permit, nu-l schimb. Ne luăm după aia ceva mai baban, dar deocamdată trebuie să lăsăm pe ăsta. Pic mai așa, ok. Se pare că aici ar trebui să o luăm invers. Of, doamne. Uf! Ia să vedem. Avem combina la 82%. Ok, turbo scrie că e blocking. Fendul, ci că e blocat, dar așa ne scrie atunci când așteaptă să se încarce combina. Așa, ochiometric. Cred că pe aici ar trebui să venim. Oricum, faptul că noi fertilizăm pe cultură deja crescută nu mai are niciun efect. Păstea o să le las așa, sunt bucățele prea mici pentru a conta. Da, și de pe acum din nou se va vedea exactamente. Ia să vedem, 88%. Deci în curând ar trebui să vedem fendul pus la treabă. Fertilizator mai avem aici. Ok, și gata. Hai să strângem și să-l parcăm și totodată fendul s-a pornit din câte văd eu. Ok, ok.
Asta pornim-o? Nu? Se pare că așteaptă. Hopa! Sper să n-avem probleme cu asta. 89%? De ce s-a blocat la 89? De ce nu duce mai mult? 89% mouci? E foarte ciudat, pentru că mie mi-arată că merge, dar mi-arată că tot 7 tone 600 are. What? Ce se întâmplă? De ce mi-arată cum că ea, dar de fapt ea nu ea? What the hell, man? Ok, hai să-i dăm un stop. Lași că se petrece ceva ciudat aici. Păsta-l iau, păsta-l iau. First waypoint, current waypoint, da. Îl ia acum? Gata, ia. Doamne. Deci pentru o secundă se tâmpise. Mergea peste cultură, dar nu mai recolta. Like, what the hell, man? 91%, nu știu la cât am setat eu, mă, fendul. Bă! Uite, avem MF activa, adică Massive Ferguson activa. Ok, și la cât avem noi ăsta? Stai așa. Drive on at 90%. Păi și avem 95%, de ce nu-l ia? Mă, să vezi că nu prea merge, fii atent. Ba, fix ce așteptam eu să meargă și uite că nu merge. 91 asta? Haide, broski, descarc, ok, 100%. Aștept să văd dacă la 100% funcționează, deși nu cred, pentru că e setat clar la 90% să meargă. Deci... Deci pretenașul ăsta, probabil, trebuia să fac ruta pe teren, cumva, să includă terenul. Deși a, deși a găsit combina, nu văd de ce. Văd că combina din nou are aceeași problemă. Și anume, merge, dar nu recoltează. Ce chestie dubioasă, boșilor. Foarte dubioasă treaba. 99%. 100%. Ia să vedem, ăsta pleacă. Pleci, mă? Uneori mai are un delay, știi? Dar se pare că acum chiar n-are de gând să plece. Mai pufă e din când în când hidraulica. Și cam atât, iată că dăm noi drive. Am o drive to combine. Oare s-o ce la combine acum? Nu. Deci nu merge asta, trebuie neapărat eu să mă duc să... Nu, clar nu merge la combina. Ok. Bine, mergem pur și simplu noi la combina. Foarte nașperlie treaba. Mă așteptam să funcționeze. Mă așteptam să funcționeze. Poate cu o remorcă de tip... De alt tip? What? Cum mă nu merge? Ce are, mă, nu mai merge remorca acum? Bro, cum se poate întâmpla așa ceva? What the f... Nu suportă remorca mea? Mă, clar remorca suportă. Ia uite, avem soia fix aici. Și eu am pus aici soia. Chestia întâmplă. Ha! Dar și e foarte interesantă treaba asta, de ce nu funcționează. Ok, deci clar, remorca asta nu e bună. Ok, hai să testăm altă remorcă pe care o avem. Dacă nici aia nu funcționează, înseamnă că avem erori de altă natură. Lăsăm remorca aici pentru că ea oricum trebuie returnată. Aici trebuie să mă bag, să fac un drum. Am un plan, un drum, băi! Am un plan, un drum pe care vreau să-l fac, să ne ușureze aici viața, pentru că am văzut că fac foarte multe... rute până la magazin, până la fermă, pardon, la magazin. Dăm un pic că mai avem noi aici o remorcă. Mamă, dar am luat-o și eu, mă, ce acas. De asta prefer mereu să iau prin râu și nu pe pod, că pe pod mi se pare că e mult prea îngust. Așa, un boșilor, stai așa că avem o remorcuță pe aici. Mă, știu unde am băgat, unde am băgat o remorcă aia? Un spreader. Înseamnă că n-am pus-o pe aici, am pus-o pe sus. Ok, hai să mergem în garajele de sus, să vedem dacă e acolo. Dacă nu,
Investesc în altă remorcă, că altă soluție nu avem. Au, avem aici? A, da, cred că e în partea cealaltă. Ok, ok. Trebuie să mergem pe aici, să nu stricăm cultura. Iaca m-a întârziat foarte mult drumul la magazin. Faptul că acum trebuie să mă îngrijesc de ăștia care nu funcționește. E, dacă ăsta nu merge, clar, clar avem ceva eronat. Doamne, ce chestie ciudățică! Dar așa că eu trebuie să-mi pun remorcile la punct, pentru că avem un teren foarte mare după aia de recoltat și aș fi vrut să funcționeze Corseplay-ul pentru treaba asta. Poate, poate, sper să fie remorca aia de vină și de asta să nu fi funcționat nici Corseplay-ul. Da, mă, asta merge, ok. O să o returnez pe asta din moment ce nu mai avem ce să mai facem cu ea. Eu cred că din moment ce nu i-am pus extensia sus, asta este doar pentru alte tipuri de culturi, precum sugarcane sau paie sau iarbă. Deși aici ne arată cum că suportă cu extensie, cred că e ceva default. Și ăsta este motivul pentru care nu merge. Poate merge fără extensie. Mă gândesc eu. Așa, acum trebuie să dăm la combina. Oricum, de câte am văzut combina, se umple în foarte mult timp, așa că putem să o descărcăm noi manual. Current waypoint, îi dăm și ăstea, gorgi de gorgi. Acum, uf, hai să mergem la Dacia din nou și să mergem la magazin să luăm ale bunuri. Bun, o să trebuiască să închiriez. Stai așa, drumul e în partea asta. Uite așa. O să trebuiască să închiriem o remorcă cu autoload, adică asta. Și dăm un list ăstea și o să iau foarte, foarte multe lucruri. Luăm... Oh, shit, tai! Bridges! Clar la magazin când mă duc cu Dacia doar pe aici o voi lua. Ce tare! Ce tare! Hop! Așa am îndreptat-o. Yep! Asta e avantajul Daciei, e foarte ușoară. Ce mișto e dâmbul ăla acolo. Doar cu Dacia pot să sară atâta. Și-a bă, tatele, bă. Oricum, remorca asta are o punte și pe față și pe spate, așa că nu vom avea probleme. Chiar dacă Dacia noastră este ușoară, eu pot totuși să o tractez. Mamă, câți baleți de semințe avem aici. În regulă, bine. Hai să luăm pe ăștia toți. Hop. Am totuși paleți selectați aici? Da, așa să vedem. Work mode on, avem pallets. Alrighty, și dăm cu U, pentru că ăsta este butonul care ne activează auto-load-ul. Gorgeous. Bun, avem semințe în momentul de față. Hai să mai luăm 3 bucăți, zic. Și restul să ne băgăm la fertilizator. Vom lua fertilizator lichid, pentru că pe ăsta îl folosesc. Eu mai am 15.000, fertilizator nu-mi permit foarte mult. Și iau încă 2 de ierbicid. Și atât, pentru că mai am decât 4.000, așa că nu mai îmi permit deloc. Aole, pe ăsta nu l-a luat, taci. Mă, dar ce se întâmplă? Ce, mă, nu mai are loc? Ba da, mai are loc, cum să nu. Gata, l-am luat și pe ăsta. Perfectos. Acum nu ne mai permitem să plasăm și acel sertar care ne încarcă automat paleții, așa că îi voi depozita acolo fix lângă teren. Stai așa că vine mașina. O voi lua pe stradă acum. Totuși am dita mai remorca în spate, așa că nu prea îmi permit bâzdgănii. Și dăm brice. Băi, Dacia este absolut minunată, cum și bănuiam, la a tracta remorca asta, pentru că are o accelerație foarte bună, adică fenomenal. Totuși avem varianta de turbo a Daciei, așa că ce vorbim aici, nu ne încurcăm cu orice motor, mă, boșilor. Avem, uite, sparge, rupe fâșul, băi. Un pic pe stânga, un pic pe dreapta. Hop, Cileanu, 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 Cileanu. Așa toate bine. Bun. Acum aș putea să las direct în remorcă, doar că vreau să returnez remorca. Și facem următoarea situații în... Fii atent. Fii rar. Da, așa. Work mode on. Avem B-ul. Partea cealaltă. Aici. Și cu Y-ul. Perfectos. Și avem acolo un malder de paleți special pentru semănat, erbicidat și, bineînțeles, fertilizat. Bun, hai să returnăm remorca, că deocamdată nu o să ne mai trebuiască și când ne trebuie, cum ne trebuie, cum o închiriem. Așa că nu e niciun stresul anu. Așa, și ce ziceam eu mai devreme e că vreau să fac niște terraforming. Adică niște painting mai de
fapt, mai degrabă s-ar numi landscaping ăsta. Așa, și aici eu vreau să fac un drum, așa că îl vom face, deci vreau să păstrez ăstea pe margine, o să fac brașul cât de mic posibil și o să fac aici, nu știu dacă vreau neapărat pătrat, dar vreau, opa, se pare că pe aici nu prea pot să pictez. Păi ce-ai făcut, nenicule? Fii atent că pe aici nu prea pot să pictez. Speram să pot, dar cred că până nu cumpăr și zona asta nu mă lasă să pictez. Well, shit, ok, o să trebuiască să facem bani să cumpărăm zona și pe aici vreau să fac un drum. Înseamnă că asta rămâne ca și poftă în cui. Așa, terenul ăsta este relativ terminat, îl avem relativ fertilizat și cât de cât ierbicidat. Așa, ia să vedem aici, 24%, perfect, o scombina, deci trebuie să recoltăm și data viitoare, când punem ceva, punem cu totul altceva, încercăm altă cultură. Sunt curios să mai încerc și alte culturi, cred că ne băgăm pe porumb. Vreau să încerc și o altă semănătoare, dar trebuie să facem neapărat niște bănișori, pentru că 4.000 nu prea se numește buget. Bineînțeles, eu mai pot să mai și închiriez bagnote, măi, să împrumut niște bănișori, pentru că împrumutul e la zero, deocamdată n-am împrumutat nimic. Deci aș putea să fac și chestia asta. Mă uit la combina și se pare că, nu știu de ce, Corsplay-ul astăzi nu vrea să colaboreze și se pare că are o eroare din când în când. Tare ciudată treaba asta, poate cu un restart se va rezolva. Bun, o să rămânem și noi astăzi tot aici. Mulțumesc foarte mult susținătorilor canalului. Voi îmi permite să fac chestia asta mai des decât aș putea eu normal să o fac. Și noi ne vedem data viitoare cu și mai multe progrese pe Baltic Sea. Până atunci, v-am salutat, numai bine. Pa, pa!